22 de proiecte de hotărâre s-au aflat pe ordinea de zi a aleșilor locali în ședință ordinară din luna ianuarie. Printre altele s-a aprobat steagul municipiului Târgoviște, același ca și până acum, însă votat de această dată de consilieri. Folosim tema care deja este aprobată cu hotărâre de guvern, pe care l-a putut un fundament. Noi deja folosim acest steag, însă procedura necesită aprobarea de hotărâre de guvern. Unul dintre punctele care a iscat numeroase discuții a fost cel privind bugetul de venituri și cheltuieli al primăriei municipiului Târgoviște pe anul 2016. Vorbim de un buget fundamentat pe baza veniturilor alocate municipiului Târgoviște de către Direcția Generală a Finanțelor Publice, Consiliul Județean și veniturile proprii ale UAT-ului. Bugetul consolidat total este în sumă de 226.164 lei și se compune din două bugete. Vorba de bugetul local, în sumă totală de 202.307 lei, cu o pondere de 29% în total buget consolidat, și bugetul creditelor, în valoare de 23.857 lei, cu o pondere de 11% în total buget consolidat al municipiului. Modul în care au fost împărțite sumele a atras critici din partea grupului liberal din Consiliu. Este o propunere de a amâna aprobarea bugetului și de a reîntâlni într-o altă zi cu mâncii de până la bugetul, doar noi consilierii locali, pentru a avea un punct de vedere comun și pentru a veni în fața cetățenilor și a celor care ne urmăresc activitatea, cu discuțiile și cu temele făcute și cu eventualele, propuneri sau eu cred, dar asta e părerea mea personală, că ați fi avut un amendament pe care ați vrut să-l propuneți, dar pe parcurs s-au modificat puțin datele problemei. În sensul că ați fi vrut să scoateți acea sumă de 11 milioane, însumând aceste sume care erau la necesități în anexe, și s-a dovedit faptul că suma respectivă nu are de unde să iasă, pentru că acestea sunt sunt necesitățile pe care municipiul Târgoviște le are și domnul Maican le trece an de an. Am discutat de împrumutul pentru străzi. Mi-am notat aici, gradul de îndatorare în momentul de față al municipiului Târgoviște este 9%, din 30% admis de lege. Acest împrumut pe care îl facem vine și în contextul în care pe programele de finanțare europeană până în 2023 nu se pot finanța astfel de lucrări. Și atunci nu cred că putem să lăsăm orașul, o parte importantă pe această zonă de infrastructură stradală, fără aceste investiții. În cele din urmă, proiectul a fost supus votului, iar rezultatul a fost de 11 voturi pentru, 5 abțineri, 5 împotrivă, ceea ce înseamnă că a fost aprobat. Proiectul prevede alocarea peste 18.500 de lei culturii, 30.000 de lei asistenței sociale, 12.000 de lei pentru finanțarea proiectelor cu fonduri nerambursabile, 5.500 de lei pentru capitolul ordine publică și peste 18.000 de lei pentru protecția mediului.